Ministrii desemnați să facă parte din guvernul Mihai Tudose au fost audiați joi 29 iunie în comisiile parlamentare de specialitate. Prezent la audierea lui Lucian Romașcanu, candidat pentru funcția de ministru al culturii, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu a adus în discuție o problemă ce vizează radiourile și televiziunile locale privind drepturile de autor. Senatorul Lucian Romașcanu a primit aviz favorabil din partea comisiilor de cultură din Parlament pentru a ocupa funcția de ministru al culturii. Fiind înregistrate 17 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri, prezent la audierea lui Lucian Romașcanu, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu ne-a povestit într-un interviu telefonic cum s-a desfășurat votul. Astăzi, la ora 11, a avut loc audierea ministrului culturii de către grupul reunit a Comisiilor pentru Cultură, Arte și Mijloace de Informare Masă, a Camerei Deputaților și Senatului. Ce vă pot spune este că a fost o dezbatere vie. Ministrul nominalizat a avut parte de o ploaie de întrebări din partea participanților la ședință, atât din partea deputaților cât și a senatorilor. Un lucru interesant a fost faptul că PNL-ul a propus vot secret, fiind vorba de vot pentru o persoană, și ceilalți s-au opus cu vehemență, atât peșediștii, dar mai ales cei de la UDMR, spre surprinderea mea, s-au opus cu vehemență, au vrut vot deschis. Și la întrebarea președintelui de ședință, domnului Giger Stirbu, dacă vă e frică de ceva, de ce vă opuneți atât de vehement votului secret? Deci au răspuns că nu e cazul de vot secret și trebuie vot deschis, că nu e timp și tot felul de tertipuri. Până la urmă s-a votat modalitatea de votare și, bineînțeles, ei fiind majoritari, s-a decis votul deschis. Tot la audieri, Bogdan Gheorghiu l-a interpelat pe noul ministru al culturii și a adus în discuție Orda, o instituție care legitimează Credidam pentru colectarea drepturilor de autor. Noul ministru a fost rugat să reglementeze această situație între artiști, plătitori și organisme. Personal l-am interpelat pe domnul ministru, a făcut același lucru și cu domnul Vulpescu, legat de o lege aflată acum în dezbatere. Vorbim de legea 161 din 2017, care este practic o modificare a legii 8 din 1996 legată de drepturile de autor. Se întâmplă lucruri foarte grave în relația dintre colectorii de fonduri pentru drepturile de autor, acreditați de către Ministerul Culturii prin Orta, și această lege încearcă să reglementeze cât de cât aceste abuzuri, să le elimine, de fapt, aceste abuzuri, iar sigur că cei de la Credidam și alte organisme se opun cu vehemență clarificării multor aspecte. Vă dau un exemplu, de exemplu, artiști decedați, da, primesc în continuare, prin lege, bani pentru operele pe care le-au creat, fie că vorbim de artiști din lumea muzicii, a teatrului sau artiști plastici, iar acei bani, în loc să ajungă, cum ar fi normal și cum în statele civilizate, la moștenitorii de drept a drepturilor de autor, acest bani rămân pur și simplu în buzunarul Credidamului, de exemplu. Pentru cei care poate cunosc mai puțin aceste aspecte, Credidam este un ONG care primește anual o ștampilă de la Ministerul Culturii, ștampilă ce îi dă dreptul prin lege să ia bani de la radiouri, televiziuni, hoteluri, restaurante și așa mai departe. Și eu l-am întrebat pe domnul ministru dacă are de gând să se implice activ pentru ca ORDA, organismul din Ministerul Culturii care acreditează aceste ONG-uri, ORDA să se implice mai activ în monitorizarea activității acestor ONG-uri, respectiv Credidamul, PSR și care mai sunt. Domnul ministru provine din mediul privat, a fost managerat ziarul Cancan, Libertatea, a fost la Canal D. Sperăm ca să aibă o altă atitudine față de cea pe care a avut-o domnul Vulpescu și să fie activ în a reglementa aceste lucruri. Camera Deputaților și Senatul s-au reunit în ședință comună joi de la ora 15 pentru dezbaterea programului de guvernare și votarea noului cabinet. Cu siguranță noi, PNL-ul, vom vota împotriva investirii acestui guvern, pentru că este un guvern format din
practic aceiași miniștri pe care tot PSD-ul i-a picat la propria evaluare, foarte ciudat. Sunt două, trei excepții, cum e domnul Romașcanu și mai sunt acolo două, trei excepții. Și ciudat este că, deși măriseră odată în numărul de miniștri acum 6 luni, iată că acum au mai mărit încă o dată, au suplimentat numărul de posturi, au inventat inclusiv funcția de vicepremier fără portofoliu. Gândiți-vă și dumneavoastră, care e fișa postului când ești vicepremier fără portofoliu? Adică fără portofoliu înseamnă că tu nu răspunzi de niciun domeniu.